Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți, 30 martie. Și acum să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici steaua. Arcana majoră care în tarot este legată de zodia vărsătorului. O zi foarte importantă pentru cei care sunteți vărsători, aveți ascendentul, luna natală, Venus sau Jupiter în vărsător, sau pentru cei care aveți partenerul cu unul dintre aceste plasamente planetare în vărsător. Mesajul acestei cărți este unul foarte benefic, de speranță, de încredere și de vindecare emoțională. Pentru cei care suferiți din cauza unei despărțiri, din cauza unui partener sau partenere, această carte vine cu un mesaj de speranță, de încredere, de vindecare și de posibilă vindecare chiar și a relației voastre. Pentru cei care sunteți fericiți, sunteți într-o relație echilibrată, armonioasă, aici steaua vine și vă spune că se poate și mai bine de atât. Nu vă complaceți în situația actuală, bucurați-vă de ceea ce ați obținut până acum, dar în același timp nu uitați să continuați să vă impuneți țeluri pentru viitor. Care este următoarea etapă, care este următorul lucru pe care vreți să îl realizați împreună cu partenerul sau partenera voastră. Pentru cei singuri, steaua vă îndeamnă să visați cât mai sus, să țintiți luna, pentru că și dacă o să ratați luna și dacă nu o să aterizați pe lună, tot o să ajungeți între stele. Aici, cu acest mesaj pe partea de dragoste, este important să nu vă impuneți limitări, pentru că meritați ce e mai bun și atunci când o să cunoașteți viitorul partener sau parteneră sau când o să fiți puși în poziția să alegeți între mai multe persoane pentru a hotărâ cu cine vreți să începeți o relație, aici e important să aveți o stimă de sine foarte sănătoasă, foarte bine construită și foarte stabilă, astfel încât să luați decizia cea mai bună pentru voi. Pentru toată lumea, nu ezitați să visați, nu ezitați să cereți universului ceea ce vă doriți, pentru că nimic nu este imposibil. Și atunci când vă simțiți copleșiți de viața de zi cu zi, de tot ce se întâmplă în jurul vostru, acordați-vă câteva momente, faceți o baie caldă, un duș fierbinte, curățați-vă de toată această încărcătură energetică, folosiți-vă de apă pentru a vă reîncărca bateriile. Pe partea de sănătate avem 10-le de săbi, una dintre cele mai negative cărți din toată suita de tarot. Și aici, pentru o parte dintre voi, astăzi o să apară o criză. Pentru unii o să fie o criză existențială, emoțională, pentru alții o să fie o criză fizică. Un organ din corpul vostru efectiv începe să urle către voi că nu mai poate, nu se mai poate în halul ăsta. Atunci când acest lucru se întâmplă, e important să nu vă panicați. Mai rău de atâta nu se poate, ați ajuns la punctul cel mai de jos și acum e momentul să faceți acea schimbare care este absolut necesară. E momentul, în primul rând, să cereți ajutorul de la un expert, de la un terapeut, care o să vă ajute pe termen scurt să tratați problema, dar dacă vreți să rezolvați pe termen lung problema, să vă asigurați că nu o să mai reapară încă o dată această problemă în viața voastră, va trebui aici să implementați și niște schimbări pe termen lung. Da? Amintiți-vă că medicamentele și medicina modernă vă ajută să tratați simptomele, dar nu vă ajută să eliminați cauza. Și aici, după ce trece momentul acesta de criză, va fi important să găsiți cauza și să eliminați cauza dacă vreți ca această problemă de sănătate să nu mai apară. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 7-le de monede, o carte care ne aduce aminte că toate lucrurile se întâmplă la timpul lor. Și că există anumite momente în care trebuie să plantăm sămânța, momente în care trebuie să udăm planta, să o ajutăm să crească și momente în care trebuie doar să așteptăm ca ciclurile naturale să se desfășoare și ca natura să-și urmeze cursul. Pentru voi acum e momentul să așteptați, să aveți răbdare,
pentru că răsplata e aproape, o să vină, dar nu o să vină atunci când voi vă doriți, o să vină atunci când Universul își dorește acest lucru pentru voi. Ați muncit mult, ați depus mult efort și aici încep să se vadă fructele, rezultatele muncii voastre, dar aceste fructe nu sunt încă coapte, nu sunt încă pregătite ca să fie culese. De aceea e important să nu vă impacientați și să aveți răbdare. Pentru cei care ați făcut niște investiții, fie că ați investit în acțiuni sau în anumite companii, aici e momentul să aveți răbdare, nu vă retrageți banii din aceste investiții, nu vă panicați și lăsați-i acolo să crească, să se desfășoare, să-și urmeze cursul. Pentru cei care ați avut anumite discuții cu niște posibili clienți, cu niște posibili colaboratori, astăzi nu este momentul ca să insistați și să reveniți cu telefoane și să bateți oamenii la cap pentru că o să-i exasperați. Voi v-ați prezentat cazul, voi v-ați prezentat oferta pe care o aveți la momentul actual și acum e momentul să așteptați. S-ar putea să fie frustrant, mai ales pentru cei care sunteți obișnuiți să acționați, să faceți, să fiți tot timpul cei care inițiază anumite lucruri. Azi nu e momentul pentru așa ceva, astăzi trebuie să aveți răbdare. Învățați să aveți răbdare. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un mesaj de la cărțile Oracol, de la aceste carduri de înțelepciune. Un mesaj suplimentar pentru toată lumea pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să vă uitați pe canalul meu de YouTube, unde mai găsiți și alte etalări. Pe lângă aceste etalări zilnice sunt etalările anuale, lunare, dar și cele de tipul alege o carte, care sunt universal valabile și la care puteți să reveniți ori de câte ori revin acele probleme, acele întrebări, acele nelămuriri în viața voastră. Pentru că pentru etalările de tipul alege o carte, fiindcă voi vă folosiți intuiția voastră, alegerea pe care o faceți la momentul respectiv este cea pe care trebuie să o auziți. Este mesajul care se potrivește pentru voi în clipa de față. Hai să vedem mesajul suplimentar de la cărțile Oracol pentru toată lumea este următorul. Sunt o persoană pozitivă. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele în viață. Mesajul de la această carte este astăzi să spuneți da la ceva la care în mod normal nu ați spune da. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!